Oferta de muncă cuprinde 50 de posturi și a fost anunțată de un angajator din orașul Bergen, al doilea ca mărime din Norvegia, Port la Marea Nordului. Candidații trebuie să vorbească fluent engleza și germana și să cunoască limba spaniolă sau franceză la nivel mediu. Pentru munca lor vor primi 2000 de euro brut pe lună, contractul fiind pentru perioada mai septembrie 2013. Cei care au studii universitare vor avea prioritate la selecție. Cei interesați se pot adresa consilierului Eurez din cadrul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde vor obține mai multe informații, sau se pot uita pe site-ul aneofm.ro la secțiunea Eurez, iar CV-urile se pot trimite până pe data de 18 martie 2013. Cei care vor fi acceptați în urma trimiterii CV-ului va trebui să treacă prin mai multe etape de formare și selecție. Mai întâi vor urma un curs online, finalizat cu o testare, iar în funcție de rezultat vor putea participa la cursuri desfășurate la fața locului și ulterior vor lucra ca ghizi turistici pe vase de croazieră sau pentru excursii pe mal.